Bună seara tuturor și bine v-am găsit la o nouă ediție Flash Monden. Sunt Alexandra Anastasescu și astăzi sunt aici să vă aduc cele mai tari subiecte din lumea mondenă. Așadar, haideți să nu mai pierdem timpul și să urmărim principalele titluri. Bianca Drăgușanu vrea să trăiască precum șeicii. Are în plan să cumpere o casă la Dubai cu piscină, palmier și camere multe. De unde face rost de bani însă, aflați la Flash Monden. Monica Brlădeanu a ajuns la 45 de ani și și-a dat seama că nu vrea să îmbătrânească. Pentru asta și-a creat un ritual de la care nu se abate orice ar fi. Despre ce este vorba, aflați în doar câteva momente. Nemulțumitului i se ia darul, iar vedetele o știu prea bine. Unele au ajuns să regrete fiecare intervenție estetică, însă nimeni nu poate da timpul înapoi. Cine a suferit cel mai mult, aflați în seara aceasta. Bianca Drăgușanu vrea domeniu de lux la Dubai. Și-a cumpărat acolo un apartament micuț și cochet, dar acum îl scoate la vânzare. Doar divă vrea view superb, palmierul și spațiu cât cuprinde. Visează la casă cu piscină, camere multe și, evident, totul de mare lux. Diva tocmai a împlinit 41 de ani și nu mai vrea să se mulțumească cu puțin. Bianca Drăgușanu tocmai a împlinit 41 de ani și nu mai are timp de pierdut. Își dorește tot ce-i mai bun și repede. Așa se face că nu se mai mulțumește doar cu vacanțe în zone luxoase. Vrea să meargă la ea acasă, în țări însorite. În urmă cu aproximativ 2 ani a făcut investiții tocmai la Dubai. A cumpărat un apartament acolo, micuț și drăguț, l-a aranjat după bunul plac, iar acum s-au schimbat poftele. De mai bine de 2 ani sunt proprietara unui apartament pe care l-am cumpărat în Dubai. Acum este gata și sunt fericită că pot să vă anunț că pot să-l și vând. Deci cine este interesat să aibă un apartament în Dubai, poate să-mi scrie pentru detalii. Gata, moftul s-a împlinit și altul i-a venit la rând. Bianca Drăgușanu nu poate strand un loc micuț, la etaj, fără să fie nisipul aproape de picioarele ei. Așa se face că un nou gând i-a încolțit în minte. Își dorește casă pe pământ cu o curte mare, palmieri, multe camere și musai o piscină. Doar trupul ei perfect trebuie să se și bronzeze și parcă altfel prinde bronzul la tine acasă, nu? O să ziceți de ce îmi vând apartamentul din Dubai. Îl vând, prețul este foarte bun și urmează să fac investiții mai mari. Vând apartamentul pentru că vreau să-mi iau o casă mare cu piscină și 4 dormitoare tot în Dubai. Își vinde apartamentul cu peste 300.000 de euro, iar apartamentul mult dorit, practic, abia dacă a fost călcat de tocurile Biancăi Drăgușanu. Amenajările s-au făcut prin telefon, renovările la fel. În urmă cu un an, Bianca povestea că a reușit să-l aranjeze perfect, fără să fie prezentă vreo secundă. Săptămâna viitoare ar trebui să merg să văd apartamentul pe care mi l-am luat în Dubai în urmă cu un an. Este gata, la cheie și eu încă nu m-am dus să-l văd. Îmi doresc foarte mult să ajung în Dubai să-mi văd casa. De bani nu s-a plâns Bianca niciodată. Îi face și din piatră seacă și se zbate să fie mulți. S-a și lăudat cu sumele pe care le încasează și acum îi pare rău. A ajuns la concluzia că discreția e de bun augur. În ultima perioadă mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat. Nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul, iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste 3 luni, iarăși prind un contract bombă. Se suplinește ce am cheltuit. Bianca Drăgușanu nu are încă în plan să se mute din țară, dar consideră că o casă în țări însorite este o investiție care poate să-i aducă profit, așa că în acest moment se concentrează cu totul pentru îndeplinirea visului.
fie miercuri 13 și să nu fie cu ghinion, schimbăm locul, schimbăm norocul. Zburăm peste ocean și luăm o veritabilă lecție de stil. Model ne sunt starurile. Le analizăm pe toate la rubrica Așa da, așa nu. Ceasul ticăie, timpul trece și acum ai 20 de ani și hop, că mâine sunt 45. Nici nu știi cum zboară timpul. La concluzia aceasta a ajuns și Monica Bârlădeanu, care face eforturi plăcute, am putea spune, pentru a se menține tânără și sănătoasă. S-a pus pe ea pe primul loc, a echilibrat balanța în tot și în toate și ține cu dinții de acest motor pe care l-a făcut să funcționeze perfect. Nu se abate de la rutina ei și lucrurile importante nu le șterge din agenda zilnică. Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai iubite actrițe din România. A jucat în filme celebre, este de o frumusețe rară, iar statutul îi place de minune. Tocmai de aceea trebuie păstrat. Și gena este din calea afară de bună, însă fără susținere și puțin efort, totul se poate duce ușor pe apa sâmbetei. A ajuns și Monica la concluzia aceasta și atunci s-au impus măsuri. Singurică și-a făcut lista și zi de zi își dă tot concursul să se țină de plan. De la 40 de ani încoace am făcut câteva commitment-uri. Am vrut să fiu un adult cu câteva lucruri sfinte pe care nu le încalcă. Primul a fost să nu lipsesc de la slujba de duminică dimineață. Să dau sufletului meu o oră și jumătate de reculegere, conectare, echilibrare, vindecare. Și dacă la biserică ajunge negreșit și nu a fost nevoie să își dea programul peste cap pentru asta și nici să depună eforturi mari, la celelalte capitole a avut puțin de tras. Nu a fost niciodată vreo dependentă de sport, dar cu mișcarea înseamnă sănătate și tinerețe pe trăsături, a zis că nu-l mai poate evita la nesfârșit. S-a luat de mână cu planul și nici că i-a mai dat drumul, indiferent de situație. Al doilea commitment e față de sport. Aici am mai avut perioade scurte de șchiopătare și nu din delăsare, cât din logistică. Schimbare de antrenor, formă de antrenament. Astăzi însă am chef, n-am chef, e frig, e prima ora dimineții, am o febră musculară și n-am chef de o alta peste, m-am culcat târziu și trezit de vreme, pot sau nu pot, dimineața sunt la Pilates. Focusul principal nu e slăbitul, iar modelatul se întâmplă oricum dacă te ții de treabă. Dar mă interesează mai mult o viață în care corpul meu face mișcare, are vitalitate și energie și își asigură și sănătatea în felul ăsta. Și apoi și liniștea sufletească este tare importantă. În prezent, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Valeriu Gheorghiță. Dragostea și-o țin departe de ochii lumii, dar criteriile pe care ea se bazează nu le ține ascunse. Cred că societatea asta este obișnuită sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită. Ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să-i rezolve problemele, să-i cumpere mașină, să-i cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe. Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea. Le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femeie care sunt eu este că aleg să spun da unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să-mi rezolve problemele emoționale. Monica Bârlădeanu are 45 de ani și s-a făcut remarcată în 10 de filme realizate atât în România, cât și în străinătate. Haideți că a venit și momentul mult așteptat în care mai furăm o idee despre stil, mai vedem ce se poartă pe la evenimentele mari și dacă de la vedetele internaționale nu ne inspirăm, atunci de la cine? Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, mai dau și ele greș și nu odată. Începe rubrica Așa da, așa nu. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Așa da, așa nu! Cu zâmbetul pe buze, îmi salut invitata din această seară, Alina Fârtea, fashion designer. Bună seara! Bună seara, Cornel! Ești ca o primăvară și îmi place! Mulțumesc! Și dacă aș fi ca o toamnă, nu ți-ar plăcea? Îmi place mai mult primăvara și vara. Deci cumva te-ai îmbrăcat exact cum trebuie. Așa da! Mulțumesc. Vrei să călătorim?
Călători, da. Da, perfect, pentru că astăzi mi-am propus să zburăm până în Santa Monica pentru cea de-a 39-a ediție a premiilor Film Independent Spirit, eveniment care onorează filmele independente, regizorii și realizatorii acestora. Covorul roșu a fost înlocuit cu unul albastru, dar acest aspect nu a împiedicat vedetele să defileze în ținute elegante ori interesante. Spre exemplu, Jessica Chastain a primit o nominalizare pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, fără succes, dar a defilat pe covorul albastru în albastru. Da, vorbim de această rochie creată de o casă de modă a unui designer dominican. Un model inspirat de ferigă cu o iluzie optică în jurul decolteului și franjuri din aceleași fire în partea de jos. Cum ți se pare alegerea ei vestimentară? Superbă rochie. Așa. Îi se potrivește foarte bine și părului, pentru că portocaliu și roșu sunt culori complementare. Corect. Și merg perfect. Se potrivește și tenului, în vedere că e un ten deschis, se potrivește că e o culoare rece, machiajul e superb, croiul rochii este superb. Așa, da? Ai purta. Aș purta, chiar aș purta așa. Chiar am avut o rochie așa, făcută. Păi gata, trebuie să te văd în ea. Trebuie să te văd în ea. Dar să știi că sunt de acord cu tine. Arată spectaculos. O rochie cât se poate de bine gândită. Croiul este unul impecabil. Nu cred că a fost ușor de realizat, dar cumva produsul final este unul spectaculos. Părul potrivit, mă bucur că și-a lăsat părul într-o parte. Cumva vedem și partea de umăr. Bijuterii nu atât de multe, dar potrivite acolo, discrete. Așa, da. În schimb, am mai bifat acest eveniment și frumoasa Anne Hathaway, care a strălucit la propriu în această salopetă cu paiete creată de o casă de modă din Italia. Nu a plecat acasă cu statuie pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, dar merge acasă cu un așa da pentru ținuta pe care a purtat-o. Cornel, îmi place cum îi vine albul. Așa. Însă eu optez tot timpul pentru evenimentele la Rocky. Așa. Deci Rocky le arată mult mai bine, însă îi vine foarte bine ținuta. Părul nu-mi place pentru că pare ușor nearanjat, ca și cum ar fi luat-o prin surprindere acest eveniment. Machiajul este unul bun. Da. Ținuta este așa, da, părul așa, nu, categoric. Premiile Independent Spirit sunt mai relaxate. Deci înțeleg cumva de ce a optat pentru o salopetă. Părul într-adevăr pare nearanjat, deși cred că a stat ceva timp și la parte de hair and makeup. Dar cumva într-adevăr aș fi vrut ceva mai mult. Sau poate un wet look s-ar fi potrivit mai bine, dar cumva mi se pare nearanjat acolo. Dar per total ținuta arată bine. Dacă la alte vedete pachetul final a primit un așa nu pentru că părul nu era potrivit, în cazul de față nu este chiar atât de greșit, dar da, sunt mai indulgent, ce să zic, cred, primește așa da. Cred că a vrut să adopte un stil așa mai fresh. Mai fresh și mai nonconformist, tineresc, cred. Exact. Exact. Mergem mai departe cu Andrew Scott, care a adus soarele pe covorul albastru grație costumului galben pe care a ales să-l poarte, dar și a pantofilor asortați. A mai ales o cămașă transparentă pentru look relaxat, iar curiozitatea mea este dacă primește așa da sau așa nu din partea ta. Sincer, îmi place tu cu primăvara, el cu vara. Îmi place cum îi stă, însă poate e puțin prea mult și acel pantof galben, dar e îmi place și nu-mi place. Așa? Îmi place că acel galben deschis este și în tendințe. Așa, da, parcă îmi place. Părul nu-mi place. Mi-ar fi plăcut să aibă barba mai mare. Mi se pare că, parcă, nu știu, nu e conturată fața așa. Nu ți se pare? Mie îmi place lucrul, dar într-adevăr acolo puțină barbă ceva cumva ar fi pus în evidență trăsăturile. Ceva acolo. Ca dar accesoriu. Dacă așa poartă omul, ce să-i face? Asta este barba lui. Pe barba lui poartă ce vrea, cum s-ar zice. Dar un lucru interesant. Eu aș purta așa ceva, sincer. Și cred că ți-ar sta foarte și bine. Și cred că mi-ar sta bine. Acum, într-adevăr, partea de pantofi s-ar putea să fie asorteul mult prea mare, dar nu cred că ar fi greșit. Nu, mare, nu e greșit. Așa, da, primește și din partea mea. Lista vedetelor a mai fost completată și de Emma Corrin. Emma Corrin, care nu prea ține cont de reguli când vine vorba de covorul roșu, albastru, galben sau orice altă culoare. Alții au optat pentru această rochie,
neagră cu bretele cu aplicații în partea de sus și o pereche de dresuri verzi cu strasuri. Așa da sau așa nu pentru apariția ei mei, Corin. Cornel, ce părere ai? Această apariție îmi dă, este în tendințe. Este. Dar îmi dă impresia că a sugărit-o cineva de acasă. Sau a luat repede ceva pe ea. Cât de cât, da. Deci, separat toate, sunt ok. Ok, da. Am zis. Dar așa împreună nu. Mi se pare că acele șosete nu se potrivesc cu rochia satenată. Dacă ar fi avut în partea de sus ceva mai lejer și nu atât de elegant, poate aș fi acceptat, dar așa nu, nici într-un caz. Mie nu-mi place nici coafura cea scurtă, deși arată foarte fresh, dar nu-mi place. Și rochia mi se pare că e ca și cum ar fi fost făcută la parterul unui bloc. Au! Deci așa nu. Așa nu. Da, Emma este o drăguță, o actriță foarte, e foarte bună, drăguță. Dar perioada aceasta cu părul ei scurt nu-mi place deloc. Rochia mi se pare că este puțin cam mare pentru ea, pentru că ea arată bine acum, dar a slăbit față de cum o știam noi în serial. Acei ciorapi și acele șosete cu aplicații sunt interesante, dar nu prea în cazul de față. Aplicațiile de pe rochie, iarăși, nu le înțeleg. Pot să înțeleg că încălțămintea e asortată cu rochia. Acolo pot să accept, dar da. Lucrul per total mi se pare unul din alt film, așa nu. Încheiem, în schimb, ediția de astăzi cu frumoasa Natalie Portman, care a ales o casă de modă de lux din Paris pentru acest look roșu cu accente cu trandafiri. Un look romantic, dar modern în același timp, pentru care primește așa da sau așa nu. Cred că e ținuta mea preferată. Eu sunt fan al acestei case de modă. Așa. Îmi place extraordinar de mult ținuta. Părul nu pot să zic că îmi place foarte mult, dar acel costum mi se pare superb. Și faptul că a asortat acele sandale în aceeași culoare ca și ținuta, mi se pare superbă ținuta. Deci, așa, da. Am văzut ținuta, că de fapt ținutele pe covorul, pe catwalk, pentru că ea a compus din două lucruri de pe catwalk acest look. Pe catwalk avem sacoul într-una din ținute și fusta în altă ținută, dar în cazul de față stiliștii cumva au încropit din două lucruri această apariție. Mi se pare spectaculoasă, chiar se potrivește. Accentele cu trandafir mă duc ușor în zona de romantism, dar în același timp partea de piele mi se pare cumva destul de tare ca și material. Părul, într-adevăr, nu e nimic spectaculos, dar nu-mi displace. Partea de încălțăminte la fel, totul este atât de bine gândit acolo încât nu pot să-i dau decât un mare așa da, și în continuare ție să-ți dau un așa da, că ai fost alături de mine și abia aștept să ne revedem. Și eu. Doamnelor și domnilor, atât din platoul la așa da, așa nu, să aveți o seară spectaculoasă. Mulțumitului i se ia darul, iar vedetele o știu prea bine. Unele au ajuns să regrete fiecare intervenție estetică, însă nimeni nu poate da timpul înapoi. Cine a suferit cel mai mult, vedeți imediat după publicitate. Revenim! Și-au dorit să fie perfecte și fără cusur. Și-au dorit să fie adorate și adulate pe întreg mapamondul. Când se uitau în oglindă, erau nefericite din cauza imaginii, așa că intervențiile estetice li s-au părut cea mai bună soluție. Ei bine, foarte multe vedete regretă fiecare tăietură, injecție sau intervenție. Diferențele sunt majore și imaginea pe care o afișează astăzi nu mai are nicio legătură cu originalul. Ariana Grande a ajuns în fața reflectoarelor încă de când era doar un copil, iar mirajul celebrității a cucerit-o imediat și a dorit să fie perfectă, așa că a apelat la mici modificări la nivelul feței, la injecții cu botox, iar acum originalul nu mai are nicio legătură cu realitatea. Had a ton of lip filler over the years and botox. I stopped in 2018 because I just felt so too much. Aging is like such a, it can be such a beautiful thing. Now, might I get a facelift?
in 10 years? Might. Yeah. But these are just thoughts that I feel like we should be able to discuss if we're sitting here talking about beauty secrets. Kylie Jenner este un refer în industria frumuseții, dar imaginea pe care astăzi o afișează nu are nicio legătură cu adevărata Kylie. Și-a făcut implant de sâni încă din adolescență. S-a lăsat condusă și ea de mirajul perfecțiunii și a făcut cărare la chirurgii esteticieni. Like they were still healing and I had beautiful breasts, like natural sat perfectly, just gorgeous. Like perfect size, perfect everything. I just wish, obviously, I never got them done to begin with. Mm-hmm. I would recommend anyone who is thinking about it to wait until after children. A intervenit la nivelul feței și la nivelul întregului corp. La un moment dat și-a îndemnat fanii și mai ales fanele să se gândească foarte bine înainte să-și modifice trupul. One of the biggest misconceptions about me is that I was like this insecure child and I got so much surgery to change my whole face, which is false. I've only gotten fillers and I feel like I don't want that to be a part of my story. I will always want everyone to just love themselves. Și Kourtney Kardashian a ajuns să regrete intervențiile estetice, în special una dintre intervențiile la sân. Mi-am operat sânii, dar dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu aș mai face asta. Eram atât de drăguță înainte. Mi-am dat seama că am fost lăsată pe pământ să arăt într-un fel și mă gândesc să renunț la implant. Bella Hadid a urcat pe masa medicului estetician la doar 14 ani. A făcut o rinoplastie pe care ulterior a ajuns să o regrete, mai ales prin prisma meseriei de model. I-ar fi plăcut să rămână cu totul naturală. Courtney Cox nu mai are nevoie de nicio prezentare, însă ar avea dacă ar mai fi cea de dinainte a intervențiilor estetice. A abuzat de injecțiile în față și a ajuns să-i pară rău. Tocmai de aceea a dizolvat toate umpluturile cu acid hialuronic din ten. Imediat după aceea a declarat că se simte cel mai bine așa, naturală cu totul. Older when I was really young. That's just a bummer, a waste of time. It's a domino effect. It's like you don't realize that you look a little off, so then you keep doing more because you look normal to yourself. And you look in the mirror and go, oh, that looks good. You think and you don't realize what it looks like to the outside person. Exemple sunt cu duiumul și la noi în țară. În unele cazuri, doamnele sunt foarte mulțumite de rezultate, iar altele se chinuie și astăzi să repare ce au stricat la un moment dat. Flash Monden se oprește aici. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Prima TV, ne revedem și mâine la aceeași oră. Seară frumoasă să aveți, pe curând! Program disponibil pe primaplay.ro.